ținut în teren, plasament greșit, trei fundași ai Stelei stăteau undeva în fața porții care nu țineau niciun adversar. Încă o dată, atâta oară, de admirat, fantasticul efort al lui Argeo Caragia. Veți fotbaliști ar fi ajuns doar în centru, către Abiodun se duce această minge secerat de Neaga, obține lovitura liberă, mai puțin de 30 de secunde până la final. Neaga, au trecut cele 3 minute de prelungire, îi face semnul Neaga să se ridice și Florea Colțescu, final.